pentru că vara se apropie cupaj repezi și pentru că și textura fondului de ten se schimbă pe timpul verii, la fel ca și cremele pe care le folosim. Pentru astăzi m-am gândit să fac un review al unui produs pe care eu îl recomand și îl folosesc cu mare drag în sezonul cald. Știți că eu nu prea folosesc fond de ten vara, asta pentru că nu îmi place cum se simte pe ten, oricât de ușor ar fi fondul de ten. Am unul care îmi place foarte mult, e unul de la Kiko, însă nu. Vara tind să folosesc fie BB cream, fie doar un pic de anticearcăn și să pudrez fața. Așadar, o să vorbim astăzi despre produsul meu preferat pentru vară. Este vorba despre BB cream-ul de la Holika Holika, Aqua Petit Jelly. Este produsul care îmi place cel mai mult în momentul de față. Îl recomand cu mare căldură. O să vă povestesc și de ce. O să vorbim despre consistență, textură, rezistență și tot ce mai trebuie să știți despre acest produs. Mai întâi vreau să vorbim un pic despre ambalaj, pentru că mi se pare foarte drăgălaș. Recipientul este de sticlă și prevede o formă așa de floare, cel puțin mie așa îmi dă impresia, nu este sticla aia clasică standard. Capacul este albastru cu aceste buline tare drăgălașe, iar în capac avem detalii despre produs, scrie Aqua Petit Jelly BB Cream. De asemenea, capacul prevede și o spatulă cu care puteți scoate produs din recipient fără a face risipă, adică scoateți exact cantitatea pe care vreți să o folosiți. Mi se pare, pe de o parte, un lucru foarte mișto faptul că are spatulă, însă pe partea cealaltă nu mi se pare în totalitate atât de igienic, pentru că o scoți, pui pe mână produsul și așa mai departe. Însă, pentru uzul zilnic, nu cred că e asta o problemă. De asemenea, cutia în care vine produsul este foarte drăgălașă, eu nu o mai am, dar o să vă inserez undeva pe aici poza pe care am făcut-o când a ajuns produsul și l-am postat pe Instagram. Și de asemenea, produsul vine însoțit de un burețel. Asta e burețelul cu care vine, însă mie nu mi se pare un burețel foarte calitativ, eu nici măcar nu l-am desfăcut de aici. Este foarte tare așa și nu, dar ca idee el vine însoțit și de un burețel. Este un BB cream cu o textură gelatinoasă, formula lui este pe bază de apă, conține apă în proporție de 80% și de asemenea conține și factor de protecție 20. Asta este foarte mega genial, mai ales pentru vară. Un inconvenient pe care îl are acest produs este faptul că se găsește doar în două nuanțe. Nuanțe care se numesc așa, Aqua Beige și Aqua Natural. Mi-am notat aici pe agenda. Eu am nuanța Aqua Beige și momentan încă mi se potrivește nuanța, însă dacă sunteți un pic mai închise, îl puteți amesteca și cu fondul de ten să-l mai închideți, sau există și acele picături cu care puteți închide sau deschide un produs de tip ăsta. Eu am unele de la Catrice care îmi plac foarte mult și fac o treabă foarte bună. Le folosesc atât cu BB cream-urile cât și cu fondurile de ten. Acum, prima nuanță, Aqua Beige, este un pic mai caldă decât cea de-a doua, Aqua Natural. Produsul conține apă de mentă, ceea ce împrospătează și hidratează tenul într-un mod foarte plăcut. Conține și colagen pentru o elasticitate cât mai bună a pielii și de asemenea are un miros foarte plăcut, foarte fresh, foarte primăveratic, așa dacă aș putea spune. Pe mine nu mă deranjează mirosul pe care îl are, însă dacă sunteți persoane care nu suportă mirosul la fonduri de ten, BB cream-uri și așa mai departe, să luați în vedere acest aspect. Nu este un miros deranjant, este unul foarte plăcut așa, năsucului. Acoperirea pe care o oferă acest produs este una foarte bună pentru un BB cream. Uniformizează tenul foarte bine, acoperă imperfecțiunile, este buildable, adică puneți un strat ușor și acolo unde mai simțiți nevoia puteți reveni doar pe zona respectivă, nu se aplică în pete, are o aplicare foarte, foarte ușoară și de asemenea textura îl face foarte ușor pe ten, nu-l simțiți absolut deloc, nu simțiți că aveți produs pe față. Rezistă foarte bine pe parcursul zilei, fără să se strângă și fără să se crape și fără să se brânzească, ceea ce mi se pare un lucru foarte mișto, în special pentru persoanele care au tenul gras.
Este potrivit pentru toate tipurile de ten cu mențiunea. Dacă aveți ten uscat, trebuie să vă hidratați foarte, foarte bine tenul înainte, iar dacă aveți ten gras, trebuie să folosiți un primer foarte ușor înainte de a aplica produsul și eventual să fixați doar pe zona T. De ce spun chestia asta, în special la partea cu tenul gras, este pentru că produsul nu are acel aspect dewy, cam ca toate BB cream-urile. Ăsta este un BB cream care lasă un finish ușor mat, ceea ce face pentru un ten uscat să aveți nevoie de hidratare în prealabil. Eu astăzi îl port, îl am pe față în acest machiaj, deci cam așa arată, aplicat cu totul, pudră, blush, bronzer, iluminator, cam așa dă el într-un machiaj complet. O altă precizare pe care o am de făcut este următoarea. I-am dat sora mea din produs să îl încerce, asta pentru că ea are ten cu tendința foarte mare de îngrășare. Adică, sora mea, poți să-i pui două baze pentru că după 4 ore lucește, e bec. Orice ai încerca să-i faci și oricum ai încerca să o machiezi, are un exces de sebum foarte mare. Tocmai pentru asta am vrut să îi dau din el să-l folosească și să-mi spună părerea ei. Și o să vă citesc exact ceea ce mi-a scris în momentul când eu am întrebat-o cum s-a înțeles cu el. Mi-a spus așa, ca rezistență este foarte bun, nu mai fac sebum atât de rău pe față, decât foarte puțin la sfârșitul zilei, pe mijlocul frunții, dar puțin, nu în exces. Este ok. Eu l-am pus de dimineață și m-am demachiat seara la ora 8. Sebumul trece prin el, dar la mine a fost cazul doar în zona frunții. Așadar, asta este părerea unei persoane care are tenul gras și se confruntă cu excesul de sebum. A fost încântată de el. Așadar, eu vi-l recomand cu mare drag. Vorbind despre aplicarea lui, mie nu-mi place să-l aplic cu burețelul. De orice tip ar fi el, mi se pare că absorbe foarte mult produsul și nu se aplică, nu e acolo. Așadar, dacă luați, eu recomand să nu îl aplicați cu burețelul. În schimb, am două pensule cu care îmi place foarte mult să-l aplic, le am aici să vi le arăt. Prima dintre ele este această pensulă de la Real Techniques. Ea se numește Contour Brush. Este o pensulă cu păr sintetic din peri de taclon, care se găsește într-un set la Real Techniques. Îmi place foarte mult cum aplică asta, pensula asta. Iar următoarea pensulă este aceasta de buffing de la Morphe în colaborare cu Jaclyn Hill. Ei bine, pensulele astea două fac o treabă excelentă în aplicarea acestui produs și aș putea spune, cred că orice pensulă de tip buffing aplică produsul foarte, foarte bine. Atunci când îl aplicați, da, prin mișcări ușoare de tapotare, ușor de rotire, aplicați produsul din interior către extremități. Dacă vreți ca produsul să fie într-un strat foarte light, foarte, foarte lejer, puteți folosi degetele. Atunci produsul se aplică foarte puțin, puteți aplica exact acolo unde simțiți voi nevoia. Așadar, cam asta e treaba cu el. Eu nu recomand absolut deloc burețel, de orice tip ar fi el. Nu mi-a plăcut neam cum s-a așezat cu burețelul. Mi s-a părut că s-a așezat în pete și că nu face treabă. Pensulele de buffing din partea mea au nota 20. Produsul îl găsiți pe doriskin.ro, eu de acolo l-am luat. Are 40 ml și costă 65 de lei. Din punctul meu de vedere, mi se pare o mega afacere. Singurul lui inconvenient, așa cum am mai menționat, este faptul că se găsește doar în două nuanțe. Și cam așa stă treaba cu acest produs. Sper că v-a fost de ajutor acest review în cazul în care sunteți în căutarea unui astfel de produs sau vreți un produs cu o textură foarte lejeră pentru vară. Eu îl recomand cu mare drag, cu mențiunile pe care le-am făcut în acest clip. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un thumbs up pentru că mă ajută enorm. Nu uitați să vă abonați canalului și să activați clopoțelul pentru a rămâne la curent cu tot ceea ce postez și noi ne auzim aproape în fiecare zi pe Instagram. Nu uitați să mă urmăriți și acolo. Toate detaliile de care aveți nevoie, ca întotdeauna, le găsiți în descriere. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Vă pup! Pa, pa!